Patru familii au trecut prin clipe de coșmar după ce s-au infectat cu meningită și viața lor a fost pusă în pericol. Mamele ne-au declarat că au suferit mult deoarece, după ce au născut în 2012, au contactat în spital meningita. Una dintre mame, care a fost mai afectată, susține că a ajuns la Cluj-Napoca și făceau infiltrații în coloană cu antibiotice, care trebuia să ajungă la creier, iar acum, după ce au trecut 5 ani, încă este afectată și o doare capul. Vineri 9 iunie, după ani de procese, judecătoria din Zalău a dat câștig de cauză celor patru familii care au dat în judecată Spitalul Județean din Zalău, care poate formula apel în termen de 10 zile și atunci cazul va ajunge la Curtea de Apel Cluj. Cum vi se pare decizia judecătorului? Da, ne bucură faptul că doamna judecător ne-a dat câștig de cauză, cel puțin în prima parte, deoarece, după cum se știe, spitalul are drept de apel încă 10 zile și vom vedea ce se va întâmpla. Noi sperăm din tot sufletul să câștigăm și la Curtea de Apel de la Cluj, deoarece a fost o suferință prea mare, groaznică. Adică am trecut foarte greu peste toate momentele acestea neplăcute. Au fost clipe de groază și de coșmar și nu dorim nimănui să treacă prin ceea ce am trecut noi. Ne bucurăm că copiii noștri sunt bine și nu au fost afectați. Asta este pentru noi cea mai mare bucurie, că ei măcar au scăpat. Însă pentru noi am rămas cu sechele, deoarece în continuare avem dureri de cap, avem dureri de coloană și nu putem să spunem că am trecut cu bine peste tot și nu putem să ștergem cu buretele ceea ce s-a întâmplat. Oricum, suferința aceasta nu o vom uita toată viața, pentru că putem să zicem că ne-a marcat pe viață. Sperăm să nu se mai întâmple așa ceva în niciun spital de nicăieri, deoarece este îngrozitor să treci prin momente așa de grele, mai ales când trebuie să te bucuri că ai dat naștere unei ființe, copilului tău, cel mai important lucru până la urmă pentru o mamă. Iar această bucurie nouă ne-a fost practic spulberată în zile, clipe, nu știu, o lună, două, trei, câte au fost de suferință, zile de spitalizare în care noi nu ne-am putut vedea copiii, nu ne-am putut bucura de primele momente, primele băițe, primele priviri. Noi nu le-am avut. Este crunt, dar ne bucurăm că suntem bine și că ne-am vindecat. Chiar dacă am rămas cu sechele, important este că ne-am vindecat și că suntem alături de copiii noștri în ziua de astăzi. Bună, cum vă simțiți în momentul de față? În momentul de față sunt relativ bine, doar că am rămas cu anumite sechele de la această boală numită meningită. Ne doare capul, coloana, dar în același timp mă bucur că copilul este bine și că sunt alături de el. Nu pot să uit clipele de groază prin care am trecut în prima lună, având în vedere că nu mi-am văzut copilul deloc, nu l-am putut alăpta, n-am putut să fiu lângă el în primele clipe de viață. Acum tot ce îmi doresc este să se facă dreptate și la Spitalul Județean Zalău să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat la noi. Sper din tot sufletul ca pe această cale să nu mai sufere și alți oameni cum am suferit noi. Nu pot să uit clipele de groază prin care am trecut. În momentul în care am ajuns la neurochirurgie, la spitalul din Cluj-Napoca, unde mi s-a montat un cateter pentru a-mi face antibioticul coloană-creier. Nu pot să uit nici în ziua de astăzi clipele acelea. Cum s-a finalizat procesul în care mai multe persoane au fost infectate de meningită? Păi, prin sentința penală pronunțată astăzi de judecătoria Zalău, s-a dispus condamnarea inculpatului Spitalul Județean de Urgență Zalău la pedeapsa amenzii în cuantum de 72.000 de lei, amendă penală, subliniez. De asemenea, ca pedeapsă complementară, a fost obligat Spitalul Județean Zalău să afișeze timp de două luni la intrarea principală, pe afișerul intrării principale în Spitalul Județean, hotărârea de condamnare
Și iar de asemenea s-a admis acțiunea civilă, s-a admis în parte acțiunea civilă formulată în cadrul procesului penal de cele două, de cele patru persoane vătămate constipări civile, fiind obligat spitalul la despăgubiri pentru prejudiciile morale cauzate, în sumă totală de 210.000 de lei, respectiv 60.000 de lei, 210.000 de euro, respectiv 60.000 de euro pentru una dintre părțile civile și câte 50.000 de euro pentru celelalte trei, în total fiind vorba de patru părți civile în acest proces penal. Ce se va întâmpla pe viitor, adică dacă ei mai au o cale de atac? Da, sigur, potrivit legii, în termen de 10 zile de la comunicarea minutei, inculpatul, Spitalul Județean Zalău, poate formula apel, care se va judeca de Curtea de Apel Cluj, secția penală. Cât de greu a fost acest proces? Acest proces chiar a avut o dificultate deosebită, având în vedere și durata acestuia și, pe de altă parte, s-a pus problema studierii de către avocații care au lucrat în acest dosar, a studierii unor tratate de medicină în specializarea boli infecțioase, infecții nozocomiale în speță. Acest dosar practic a debutat în anul 2012. Faptele au fost comise în intervalul 18-22 mai 2012. S-au formulat sesizări, plângeri penale de către persoanele vătămate. Noi am fost angajați în această cauză în anul 2013. Acest dosar, într-adevăr, a presupus munca a tuturor colegilor din cadrul societății noastre, respectiv am lucrat acest dosar împreună cu colegii mei, domnul avocat Câmpean Mircea și doamna avocat Roxana Câmpean. După aceea, sigur că au avut o dificultate determinată și de modificare în 1 februarie 2014 a codului penal și codului de procedură penală. Prin urmare, au fost succesive modificări legislative, situații tranzitorii. Până la urmă, repet, cel mai dificil, specificul acestui dosar a fost volumul imens de literatură de specialitate medicală care a trebuit studiată de avocații din cadrul societății noastre pentru a putea, sigur, să ajunge la dovedirea existenței acestei infracțiuni și la, implicit la dovedirea prejudiciului care a fost cauzat prin comiterea, prin săvârșirea infracțiunii.